Impresarul anului. Mușcată în fiecare zi de invidioși, a știut să-și vadă de treabă și de jucători ei din ce în ce mai mulți și mai valoroși. Nu vreau să-i amintesc acum, să nu se supere ceilalți, pentru că nu e timp, decât pe Sân Mărtean, Suca la Pap, Borceanu, Adipopa, Pintili, Dorin Rotariu sau Pandurul de mare viitor, Mihai Roman. Are flair, are ambiție, frumoasă, este inteligentă, are mereu cuvintele la ea și rezistă. Are tot ce-i trebuie pentru a fi, folosind o metaforă, femeia halfa în haita agresivă a masculilor din fotbalul românesc. Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, impresarul anului, Ana Maria Prodan! Ana Maria și Bebe și o rochie absolut superbă cu Laurențiu Reghe, cap mai mult decât originală, să rămână. Felicitări! Te rog premiul din partea reprezentantului de tur și, bineînțeles, ceasul din partea prietenilor noștri de la Guess, un ceas de lux, sperăm să-ți facă plăcere. Ana, te rog! Bună seara! Am promis anul trecut că mă voi întoarce și m-am ținut de cuvânt. Am ținut tare mult să nu vă dezamăgesc, pentru că e tare greu să fii femeie între dumneavoastră, așa, bărbații, într-o lume a bărbaților. Vreau să mulțumesc în primul rând unui om care m-a adus cu picioarele pe pământ și mă ține acolo pentru că am tendințe să mă înalț, soțului meu, Laurențiu Reghecamp. Este o persoană specială și copiilor mei, familiei mele și, în ultimul rând, dumneavoastră, oamenilor din fotbal, care într-adevăr țineți la mine. Hai să spun că dedic premiul acesta și celor care nu mă iubesc, dar mă înghit că n-au ce să fac. Sunt mândră că între dumneavoastră am putut, alături de soțul meu, să fim un cuplu decent, un cuplu care face cinste fotbalului românesc, deoarece în ultima perioadă acesta se dusese puțin spre declin. Felicitări Federației Române de Fotbal, domnului președinte și domnului Chivorchean, care mai devreme m-a certat. Abia aștept să se termine să văd de ce. Vă mulțumesc tuturor și... E de bine. E de bine, da. Și mai am așa niște mulțumiri îngrozitor de speciale. Fotbaliștilor pe care îi reprezint, fotbaliștilor care au ales să aibă încredere în mine și pe care cred că nu i-am dezamăgit, fotbaliști care îmi sunt ca o familie și le mulțumesc din suflet. Sărbători fericite și ce-mi doresc mie, vă doresc dumneavoastră. Impresarul anului, Ana Maria Prodan.